Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, s-a aflat în cursul după amiezii în mijlocul profesorilor și elevilor de la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița. Cu acest prilej, ierarhul a sfințit pictura Paraclisului Sfântul Nicolae și Sfinții Trei Ierarhi, aflat în incinta unității școlare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-am venit să fim din nou împreună, ca într-adevăr să binecuvântăm plinirea, desăvârșirea acestui paraclis școlar. Și anume să binecuvântăm aceste icoane împărătești, răznicare, care întregesc cel mai frumos paraclis din județul Caraș-Severin, cel mai frumos paraclis școlar din Episcopia Caransebeș. Cel care i-a mobilizat, i-a motivat pe toți ca să facă un lucru bun în această școală este într-adevăr Părintele Nicolae, Părintele Profesor, care se ostenește de mulți ani aici și care are proiecte frumoase cu acești minunați tineri care învață și se roagă în această școală, în această capelă. La final, chiriarhul a acordat părintelui profesor Nicolae Chiosa Ordinul Eparhial Diploma de Onoare Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul, iar directorului unității școlare un act de cinstire. Este o bucurie pentru noi, o binecuvântare că, iată, am reușit într-o școală, într-un colegiu național să avem un astfel de loc. Un loc de rugăciune în care tinerii să vină să se roage, un loc în care să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile primite. Capela din 2004 a luat ființă, însă în 2011 am reabilitat-o aproape în întregime. În perioada scursă din 5 decembrie 2011 până astăzi, am reușit însă să o finalizăm prin simplu fapt că aceste ore de religie se desfășoară în această capelă. Noi credem că actul didactic religios în unitate este mult mai bun, la un nivel mult mai înalt și mai performant. La eveniment au participat reprezentanțe Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, conducerea liceului, cadre didactice, preoți slujitori din municipiul Reșița, elevii și familiile acestora. Noi, conducerea Inspectoratului Școlar, ne dorim împreună cu Preasfințitul ca pe viitor această experiență, care este o experiență unică, să o extindem la nivelul și altor școli din județ, mai ales că tinerii noștri trebuie apropiați cât mai des de Dumnezeu și explicat fiecăruia în parte că evenimentul acesta îi poate apropia de Dumnezeu și că orice lucru care te apropie de Dumnezeu te face mai bun, te face mai înțelept. Slujba de binecuvântare a fost urmată de un program artistic organizat cu prilejul sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi.